Bună, dragilor! Bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal. Pentru astăzi avem din nou un clip cu idei de pachetel. Aceste idei se pot folosi, se pot readapta pentru nevoile fiecărui copil, pentru plăcerile fiecărui copil, după gusturile voastre și după ceea ce aveți în casă în diferite momente. Eu prefer să fac pachetele simple pentru că copilașul meu la micul dejun servește foarte puțină mâncare și atunci prefer să-i fac aceste pachetele în cantitățile în care el mănâncă. La ora 12 vine acasă, servește prânzul care conține 2-3 feluri de mâncare, deci destul de consistent. Așa că, da, nu mai lungeți vorba, haideți să vedem ce noi idei avem aici. Pentru primul pachetel am ales să pun băiețelului meu un burger făcut în casă. Este o chifră din aceea care se găsește în orice supermarket, carne din aceea pentru burger, doar că eu l-am reinventat pentru a-i plăcea băiețelul meu și are doar carnea aceea și doar cașcaval din aceea felii și unt. Atât, nu consumă altceva în sandwich-uri, deci nu aș fi putut să-i pun altceva, dar burgerul a fost un succes. Carnea oricum este condimentată cu mai multe condimente decât el obișnuiește în mod normal să mănânce, dar i-a plăcut, așa că vom mai apela la acest burger. Acolo este și o jumătate de măr, fructul lui preferat, și un biscuite din acela cu unt pe care eu îi cumpăr de la Lidl. Cel de-al doilea pachetel conține 2 bucățele de piept de pui la grătar. Este condimentat doar cu sare și piper și făcut pe grătar, l-am făcut fix în dimineața în care a plecat la școală, deci este proaspăt, va fi și un pic călduț când el va mânca. 3 sandvișele, de fapt 4 sandvișele cu brânză, cremă de brânză, atât, în formă de păsărică, ceva, nu știu cum îi zice acum, porumbel. Am făcut acele forme cu acele ștampile pentru biscuiți sau ceva așa se numesc, nu știu exact. I-am mai pus 4 biscuiți picnic și un geleu. Atât. De-al treilea pachetel și l-a pregătit singur de cu seară, eu doar am completat dimineață și a pus vreo 10 chiftele făcute la cuptor. Sunt chiftele din carne de pui, din piept de pui, pentru că asta îi plac lui cel mai mult, dar mănâncă și dacă e de porc, vită sau altceva. Dar da, el și-a pus 10 chiftele, are în total acolo. Eu i-am mai făcut dimineață 2 mini sandvișele în formă de ursuleț, doar cu cremă de brânză, un pic de castravete și 4 biscuiți picnic. Dacă este cineva curios, să știți că a mâncat tot, nu a adus nimic acasă, doar acele forme în care a avut mâncarea. Un alt pachetel simplu conține un sandviș cu șuncă și cașcaval și unt, cam asta e tot ce pun în sandviș pentru că altceva nu prea agrează, câteva bobițe de struguri, ultimele pe care le-am avut atunci în casă, și jumătate de clătită cu Nutella tăiată așa rondele. Clătitele le-am făcut cu o zi înainte, dar am pus-o un pic în tigaie ca să se încălzească și să se topească Nutella fain pe ea. Am mâncat tot, a zis că i-a plăcut și să-i mai pun și altă dată clătite. Nu cred că am să-i mai pun clătite, dar da, lui au plăcut. Cel mai simplu pachetel, dar și cel mai consistent dintre toate, este acesta. Am ales să-i pun o porție mică, cam cât mănâncă el la o masă, de macaroane cu brânză sărată. Deci nu brânză dulce, brânză sărată, fără zahăr, fără nimic. Macaroane, unt și brânză, atât conține această mâncărică. Și în acea punguță luată de pe AliExpress, asta dacă vă interesează, am pus un biscuit din acela cu unt de la Lidl, pe care l-a adus acasă. A zis că n-a avut poftă de biscuite în acea zi. Macaroanele la pachet au fost un succes, a zis că aș putea să-i pun în fiecare zi. Oricum, mâncarea lui preferată sunt macaroanele cu brânză, deci da, cumva mă așteptam să-i placă. Și asta a fost tot pentru acest videoclip. Nu uitați să dați un like acestui videoclip dacă v-a plăcut, să-mi spuneți în comentarii dacă vă place și dacă vreți să mai fac astfel de filmulețe și nu uitați să vă abonați acestui canal dacă vă place ceea ce postez. Vă doresc o săptămână frumoasă, vă pup, pa, pa!